Domnule Vida, sunteți unul dintre criticii și istoricii de artă importanți de la noi. Ați lucrat mult timp la Institutul de Istorie a Artei. Sunteți deopotrivă specialist în secolul XIX, în avangarda românească, dar și în arta contemporană românească. Aș vrea să începem cu începutul, respectiv cu anii studenției, când era student la Facultatea de Istorie a Artei. Și poate merită să rememorăm puțin care au fost, nu știu, profesorii care v-au influențat, care au jucat un rol formator pentru dumneavoastră. Cum era atmosfera atunci? Da, era o atmosferă minunată atunci, mai ales că eram și tineri și am avut profesori foarte buni ca formatori de personalități. Noi eram atunci foarte avizi de cultură, era o epocă de deschidere, în genere, o epocă de deschidere a culturii românești spre alte zone și o recuperare a tradițiilor. Noi l-am avut profesor pe Eugen Schileru, care în sine era un spectacol, cursul lui era un spectacol, a scris destul de mult, dar mai puțin semnificativ, dar el era în sine un om extraordinar care putea coagula energiile și aproape că ne dispensa de bibliotecă, deși ne spunea mereu să citim, să învățăm limbi străine și să citim cât mai mult. Pe urmă l-am avut, de pildă, a venit la istorie Emil Condurachi, să dau așa un nume, cu care făceam istorie antică. Erau foarte, foarte mulți. Dan Hăulică atunci era tânăr critic de artă și ne ținea cursuri fascinante. La el era un spectacol, mai ales examenele, când nu ne lăsa să vorbim și vorbea el mai mult. Erau subiecte foarte gen titlurile lui din secolul 20, pe care ni le dădea ca subiecte de examene și, pe urmă, se mira că nu ne lansăm, dar el nu ne lăsa să vorbim, îi explica el subiectele și pe urmă își dădea singur not. Dar pentru mine a fost important mai ales contactul cu colegii. Am avut colegi foarte interesanți, personalități aparte, care unii sunt și astăzi în activitate. Am fost colegi cu Mihai Oroveanu și Anca Oroveanu, cu Mircea Iliescu, cu Grigore Arbore, Marius Tătaru, Aurel Bongiu. Poate unele nume nu spun mare lucru astăzi, dar alții sunt nume importante. Foarte mulți au plecat în străinătate, din păcate. Eu am rămas aici, am fost și eu în străinătate un timp la Viena, am avut o bursă la Universitatea din Viena, unde am stat un an, am avut privilegiul să iau contact cu mari profesori. Asta după ce ați terminat după facultatea? După ce am terminat facultatea, eram deja la Institutul de Istorie Arte, unde m-am dus să Remus Niculescu. Și mai ales, revenind la anii de facultate, a fost foarte important și contactul cu colegii. Era celebru an al lui Corneliu Baba, în care a terminat Ștefan Câlțea, Sorin Dumitrescu, Micu Cizmaru și alții și alți câțiva, care, și o anii din mai înainte, cum era Florin Cibotaru și alții, cu care aveam relații în permanență, Ionică Vigorescu, despre care ați mai vorbit. Și, în general, atelierul era deschis pentru noi, eram tot timpul în contact cu atelierul, cu ce se întâmpla cu procesele acestea. Deci era o formative. Comunicare. Era o comunicare permanentă. Învățam și tehnici artistice. Unii chiar aveau veleități artistice dintre istoricii de artă. Iulia Mereuță, de pildă, a ajuns un artist cunoscut sau cel puțin interesant. A lucrat la revista Arta. Și după ce terminarea facultății, foarte important pentru mine a fost contactul ăsta cu, cred că l-am avut cu revista Arta, cu cercul din jurul revistei Arta, unde mă adusese Mihai Diș, cu un prieten foarte bun care a murit timpuriu. Dar trebuie să spun că această meserie a noastră se dovedește o meserie periculoasă, întrucât în ultimii ani au murit foarte mulți critici de artă. Teodor Redlov, Andrei Pintilie, Mihai Diș, cu unii în condiții neelucidate încă. Oameni care au făcut foarte mult, recent, de fapt, Radu Prokopovic a murit în Germania. Oameni care au făcut foarte mult și care lipsesc enorm, după părerea mea. Și care au ținut ștacheta foarte sus. Au ținut ștacheta foarte sus la nivel dificile. European. Erau extrem de informați și scriau și bine. Erau
foarte talentați, atât literar cât și intelectual. Erau oameni deosebiți. Pe ei ați cunoscut, mai ales în perioada în care ați lucrat la Institutul de Istorie Artei, și pe Drișcu, și pe Andrei Pintilie. Da, Andrei Pintilie a fost coleg cu mine aici, la Institut. Drișcu a rămas la revista Arta. Mi se pare foarte semnificativ că unul dintre primele studii pe care le-ați publicat în revista SCIA a fost dedicat grupului timișorean 111, ulterior Sigma, de fapt grupului Sigma mai precis, care în acea vreme dezvolta un tip de artă ambientală, după cum i-ați spus dumneavoastră. Și aș vrea să ne spuneți de unde a venit acest impuls și cum de ați început să fiți interesați de ceea ce se petrecea în arta contemporană la acea vreme. Păi, primul impuls a venit dintr-o activitate curentă de critic de artă pe care o exercitam la revista Contemporană, unde a fost repartizat un coleg de-al nostru, Constantin Prut, în 70, și ne-a chemat să scriem acolo. Am mai scris înainte în revista Amfiteatru. Și deci eram în contact permanent cu expozițiile, făceam cronică plastică, eram atunci destul de pornit, eram foarte dur, critic, cum nu mai sunt acum, acum nu mai scriu decât despre expoziții care îmi plac. Atunci scriam mai ales despre expoziții care nu-mi plac. Și am intrat în contact prin Mihai Drișcu, cu care scrisese deja în revista Arta niște studii despre arta de la Timișoara, despre grupul Sigma. Am intrat în contact cu ei și aici la Institut s-a făcut o fel de schimbare de paradigmă, ca să spun așa, și ne-am orientat și spre arta contemporană, ceea ce nu era până atunci subiect. Cum de s-a produs această schimbare de paradigmă? Venise Ion Frunzetti, director al Institutului atunci, și întrucât el era interesat de artă contemporană, deși până o anumită perioadă era destul de rigid, acum putem să o spunem. Un mare critic, dar era foarte rigid și exclusivist. A zis că să ne ocupăm și de arta contemporană, ca să ne cerea Academia aceasta de Științe Sociale și Politice, chipurile să direcționăm anumite tendințe, să lămurim și conducerea de partid, ce se întâmplă în arta contemporană. Asta era oarecum exigența, dar noi am putut să o folosim ca să publicăm studiile care le-am publicat și eu și Ioana Vlasiu, mai târziu Andrei Pintilie. Și m-am dus la Timișoara, am făcut o documentare, atunci am cunoscut pe Frondor, pe Bertolon și pe ceilalți din acest grup, pe Tulcan, pe Doru Tulcan. Am avut lungi convorbiri cu ei, pe vremea aceea nu existau aparatele acestea de înregistrare atât de sofisticate. Și le-am cerut să-mi trimită scrisori pe care le-am folosit pe urmă. Bertolon acum am înțeles că e în Germania și mi-a transmis să-i dau înapoi aceste scrisori. Nu știu ce vrea să facă cu ele, dar mă rog. Le faceți niște copii înainte. Și atunci am scris acest studiu. Dar nu m-am ocupat numai de Timișoara. Am fost și la Cluj, am vorbit atunci cu tânărul Mircea Spătaru, cu Ana Lupaș. Încerca cu artiști care depășeau zona strictă atelierului, pictura aceasta bidimensională sau sculptura tradițională, ci ieșea un spațiu, un peisaj, la peisajul înțeles nu ca peisagism, ci tocmai implicarea lui în fenomenul artistic, implicarea însăși a naturii, cum o făcea cel mai adecvat, o făcea Bertolon, care transforma obiectele naturale în obiecte de artă, prin schimbarea receptării, prin... Deci spunea că acum asta devine o operă de artă, să zicem că o floarea soarelui sau... Da. Și o expunea în expoziții. Și, pe urmă, făcea niște desene și le explicita. Exista și o mare dorință de sincronizare la acești artiști, pentru că ei erau la curent cu ce se petrecea în arta contemporană, în Occident. Da, ei au participat în 69 la Bienala Constructivistă de la Nuremberg. Grupul Sigma. Am fost și noi tocmai acolo cu un grup de studenți, eram acolo și am văzut. Chiar ați fost acolo? Am fost acolo la Bienala aceasta. Pentru că a fost un moment important foarte important. O ieșire, de fapt. Atunci mi se pare că Roman Cotoșman din acest grup a și rămas acolo și s-a dus în America mai târziu.
Deci erau foarte bine informați despre ce se întâmplă. Și și ei au vizitat această expoziție. Acum, sigur că atunci eu spuneam că e arta ambientală, dar de fapt eu vorbeam despre happening-uri, nu se prea circulau încă happening, deci spuneam că e arta ambientală sau în loc de land art îi spuneam că intervenții în peisaj, pe intervenții în natură. Că mi-a și reproșat Călindan, prietenul meu Călindan, cu care am făcut un interviu în revista Arta, tocmai pe cum facem noi acum acest interviu. Da. După mai mulți ani, cum văd eu lucrurile astea, și se mira că de ce nu spuneam că este vorba de land art sau happening sau... Pentru că nu erau niște termeni... Nu erau termenii foarte bine clarificați. Unul din puținii care le știa bine era Mihai Drișcu, care avea lecturi substanțiale și eu, de fapt, pe Mihai Drișcu, care m-a ajutat toată perioada redactării acestui studiu, schimbam cu el opinii și îmi dădea bibliografie de citit și era un fel de antrenor cultural, cum se zice. Eram de aceeași vârstă, dar el se erigea într-un fel de mentor al meu în domeniul artei contemporane, cu mai târziu, pentru secolul XIX, l-am avut pe Remus Niculescu. Ca mulți dintre colegii dumneavoastră, resimțați, fără îndoială, la un moment dat, presiunea cenzurii și a limitărilor care existau în acea vreme, poate nu reușeați să publicați tot ceea ce voiați să publicați sau, eu știu, să discutați subiecte care vă interesau. De aceea aș vrea să ne împărtășiți cum trăiați cu aceste limitări, cum le făceați față. Cenzura era de mai multe tipuri. În primul rând, cea mai grea cenzură era autocenzura, pentru că fără să vrei, îți impuneai o cenzură, știai ce se va putea publica și ce nu. Și, din păcate, această autocenzură s-a menținut până astăzi. Era ca un fel de obișnuință de care nu mai puteai să scapi. Și era și o altă cenzură, dar de care se ocupau redactorii, pe urmă ei aranjau, spuneau ce trebuie scos sau discutau cu Consiliul Culturii. Și țin minte, de pildă, aici la institut, publicasem un studiu despre pictorul maghiar Mihai Muncaci, am găsit niște scrisori ale lui la Timișoara, secolul XIX. Și acolo, la un moment dat, se amintea de o pictură care, a unui pictor polonez, Szemirski, parcă, care se spunea că era, subiectul era unirea Lituaniei cu Polonia. Și a venit cineva și a spus că o să supără ambasada sovietică. Dar numai asta era într-o notă, apărea foarte minor. Erau lucruri de tipul acesta. Deci erau atenți, până la detaliu, da. Dar, în general, nu era atât de apăsătoare, mai ales la revista Arta. Apăsătoare cenzura era în reviste, la Scânteia, la revistele de cultură săptămânale. Aici erau probleme. La revista Arta erau redactorii care asigurau primele pagini să fie pe linie și cu anumite aniversări care trebuiau respectate, cu portretul Ceaușescu și așa mai departe, că unii reproșează acum, dar aceste pagini salvau celelalte care erau la nivelul european, după părerea mea. De altfel, revista Arta era o revistă populară, era citită și în Bulgaria, da, și în Rusia, pentru că avea un conținut serios. Și informativ. Și informativ, iar... Începând cu sfârșitul anilor 60 și în anii 70, revista Arta, de fapt, s-a deschis foarte mult, iar în paginile ei aproape că nici nu mai exista, eu știu, arta oficială, ci mai degrabă această artă nouă, care se preocupa de cu totul alte probleme decât, eu știu, arta realismului socialist din anii... Existau pagini, erau expozițiile acestea oficiale, unde erau expuse și lucrări valoroase uneori, la care sub masca tematicii erau cercetări plastice foarte serioase. Deci erau primele pagini care erau ocupate cu ce se întâmpla în viața UAP-ului și cu contactul cu oficialitățile. Și rest, într-adevăr, erau deschidere remarcabile, erau prezentări de artiști, într-adevăr, de avantgardă și... foarte, de care și astăzi rezistă prin valoarea lor intrinsecă. Da, s-au publicat, eu știu, articole despre Paul Neagu, despre, da, Horea Bernea, da. Ion Grigorescu, da, a apărut destul de repede în revista Ion Grigorescu scria și el
articole teoretice și despre teoria fotografiei, de pildă, și de estetica fotografiei. Iar în anii 70, noua conducere, nu reprezentată de Anca Arghir și de Anatol Mândrescu, Anatol Mândrescu, a adus foarte mult, nu, în ceea ce privește ținuta și calitatea revistei. Da. Era un arhitect, Mircea Coradino, care făcea prezentarea grafică, care era într-adevăr remarcabilă. Dar era foarte exigent, că de altfel și redactorii aceștia. Și din cauza asta se întârzia mereu cu aparițiile. Revistele se scotau numere duble, triple. A fost un celebru număr triplu în 71. Țin minte care a strânit mare scandalul, s-a publicat studiul lui Tudor Enescu și Dan Hăulică despre arta contemporană românească, care însoțea o expoziție și în care o serie de corifei ai oficiale arte n-au avut loc. Și au fost denunțuri la Comitetul Central, s-a lansat cu pedepse, cu... Ce s-a întâmplat? Păi, deci s-a făcut această expoziție și a început atacuri în presă, în Scânteia, în Contemporanul, atacuri furibunde împotriva acestei expoziții, acuzându-i de estetism, deci lipsă de participare politică și înțelegerea momentului, eliminarea artiștilor cu tematică, s-a repășat și asta, și un fel de estetism, încurajarea unei arte pentru artă, să zicem așa, artă în sine, care își ajunge sieși. Foarte consecințe foarte grave n-a avut, dar a strânit o polemică foarte interesantă atunci, în epocă. Și au fost repercursiuni? Expoziția s-a închis foarte repede. Și unde era deschisă expoziția? La Muzeul de Artă. Muzeul Național de Artă. Revenind, deci la institut era atunci și Tudor Enescu, nu numai cei de care am spus mai înainte. Și de la Tudor Enescu se putea învăța foarte mult. El avea o dublă deschidere, erau aici mari savanți, dar care nu se ocupa deloc de arta contemporană. Enescu era unul din puținii care se ocupa și de arta contemporană. Și sursele de informare aici? Institutul era abonat la multe reviste, totuși. Și din Occident? Și din Occident, da. Veneau reviste. Primeam în schimbul revistei noastre, dar aveau și bani de abonament pe vremea aceea. Existau abonamente, dar și revista Arta primeam multe și Uniunea. Da, și Biblioteca Uniunii. Biblioteca Uniunii era foarte deschisă și foarte bine aprovizionată cu CS publicații de artă din străinătate. Și cu toate astea, mulți artiști și critici au ales să plece în străinătate. Atmosfera devenise irrespirabilă deja pe sfârșitul anilor 80, din ce în ce mai grea. Erau presiuni foarte mari asupra Uniunii pentru artă cu tematică, pentru aceste expoziții omagiale. Și, în general, achizițiile se făceau în funcție de tematică. Și artiștii nu prea mai aveau din ce să trăiască. Înainte erau sprijiniți de stat, ca și acum nu mai sunt sprijiniți de nimeni. Mă depinde piața de artă, care încă nu e organizată la noi, dar sperăm că se va coagula. Deci în anii 80... Au început plecările masive și a rămas atunci George Apostu, printre alții, mulți alții. Paul Neagu mai de mult. Cădere de mult. Cădere era marginal oricum. Cădere oricum era o figură, marginală. Da. Știam de el, dar nu l-am cunoscut. Momente importante din istoria artei contemporane românești au fost marcate prin organizarea unor expoziții care au spart anumite tipare, să spunem. Da. Puteți să ne vorbiți mai mult despre aceste expoziții, cum au fost de pildă Arta și Orașul sau Artă și Energie? Aceste expoziții au spart într-adevăr tiparul acelor saloane în care fiecare aducea o lucrare și o expunea de două ori pe an sau o dată pe an, pentru că aveau avut o tematică interesantă. Știu că inițiatorii au fost Dan Hăulică, Anca Arghir, acești critici importanți ai epocii,
Și li s-a dat la artă și energie. Foarte mulți artiști care înainte lucraseră în tehnici tradiționale au încercat să se adapteze și să vină cu piese de cinetice, cu piese ambientale care să implice și spațiu mai mult. Dar și forma a fost asta la artă și arta și orașul. La artă și energie a fost și grupul de la Timișoara atunci. Știu că au dus o operă colectivă, un fel de turni formațional, un proiect de turni formațional. Cu implicații sociale. Cu implicații sociale, da. Și toate aceste expoziții au strânit foarte mare interes în rândul tineretului mai ales, dar au fost repede închise. S-a scris în revista Arta și a rămas ca document în revista Arta, dar au fost foarte repede închise. Au fost niște colocvii atunci organizate. Era o viață artistică mult mai vie decât acum, trebuie să o recunoaștem. În afară de expozițiile acestea de care am vorbit, Artă și Energie, Arta și Orașul, o serie de expoziții importante au fost și de avantgardă la Atelier 35. Aici însă au intervenit de multe ori conducerea Uniunii Artiștilor Plastici la presiuni, la presiuni politice, nu din propria inițiativă, și au scos unele lucrări care li se păreau ori prea erotice, ori prea cu aluzii politice transparente. Dar care era firul acesta al cenzurii? Veneau era direct Consiliul de la Culturii, partid? Nu, de la Consiliul Culturii, via partid Consiliul Culturii și de acolo se transmitea la UAP și UAP-ul trebuia să acționeze. UAP-ul era asimilat, era în subordinea Consiliului Culturii. Deci exista o presiune de sus. Presiunea de sus, da. Și, din păcate, trebuie să spun că existau și denunțuri din partea unor artiști frustrați care nu erau admiși în anumite expoziții, care denunțau că aici se practică artă antipartinică și așa mai departe. Și atunci se acționa. De multe ori veneau comisii și nu înțelegeau de ce au fost alertați. Aha. Mai erau și situații de-astea. Eu nu știu prea bine, pentru că nu eram în aparatul central, nici la UAP, nici... Deci eu eram aici la institut, unde era mai puțin, cenzura asta funcționa mai puțin. Dar ați sesizat totuși, da, că existau astfel de probleme și, în fine, poate și revista uneori se A fost se ultima cu... perioadă în anii 80 de care vă vorbeam, a fost chiar înainte de 89, mare scandal, când atunci cu meditația transcendentală, cu Andrei Pleșu, și a venit o indicație că Pleșu trebuie scos din revistă. Era deja antipar. Pleșu, Magda Cârneci, Magda, pentru că ei au scris o scrisoare atunci conducerii Uniunii Scriitorilor, protestând, și a venit o indicație să fie scos din revistă. Și era foarte greu de refăcut tot sumarul. Și s-a întâmplat acest da, lucru. Da, da. Și în anii aceștia sufocanți, în anii 80... Noi refugiam în alcool. Și arta, artiștii, cum supraviețuiau? Artiștii făceau afișe de astea de reclamă, făceau design, erau profesori de liceu de art, la liceu de arte, făceau tot felul de munci de astea marginale. Dar pe terenul experimentelor artistice, să spunem. Făceau, se refugiau în atelier. Se refugiau în atelier unde puteau fi vizitați. Dar cenzura asta totuși nu era atât de sufocantă ca în URSS, să zicem. Nu. Aici eram totuși în Balcani, erau la mica înțelegere, aveam unii cenzori, aveau umor, aveau... Deci până la urmă lucrurile se mai aranjau. Am auzit o idee exprimată de cineva care spunea că în România la nivelul vieții artistice, că n-a existat o rezistență sau un protest la adresa sistemului, tocmai pentru că, de fapt, cenzorii, Uniunea, aveau o anumită permisivitate și întotdeauna se negocia, se ajungea la anumite înțelegeri și atunci protestul cumva nu se mai justifica. Cazul cel mai interesant era cel al lui Bițan și Șetran, care erau atiși foarte importanți în zona, chiar în zona avangărzii și a cercetării.
dar toate lucrurile acestea se plăteau prin acele uriașe panouri cu Ceaușescu, cu expuse cu anumite ocazii festive și care, pe care și le asumau conștient, ca dovadă că după 89 nu, nimeni nu le-a repășat nimic. Era un fel de dedublare, o prostituție, ca să o spunem mai pe românește. Dar prin această dedublare și în aceste lucrări salvau alte zone a unora care erau mai puțin capabili de compromisuri. Și așa era și în revista Arta. Erau unii care scriu aceste articole de fond ca să salveze conținutul care era mult mai important. Deci exista o duplicitate și o complicitate, asumată, da. Și o complicitate, da. În același timp. Dar la Ion Bițan, nu vi se pare că uneori transpare chiar și în acele pânze cu Ceaușescu o anumită, eu știu, ironie la adresa, ba da, subiectului? Există. Există, dar atunci nu prea aveam chef să ironizăm astea. Asta mai târziu ne-am dat seama că ascundeau diverse, așa se și spunea. Se uita unii cu lupa de la cenzură să nu vadă, să vadă dacă nu e cumva ascuns. Cine știe ce aluzie. Și Bițan reușea cumva să treacă de suspiciunile acestora. Da. Era deja un artist consacrat. Dar era și profesor la design. El era, nu preda la pictură, ci la design. Era un mare creator de obiecte, Bițan. O mitologie personală extraordinară. Privind retrospectiv, chiar și făcând acest compromis, Ion Bițan rămâne un artist esențial, emblematic da, al perioadei da. Respective. Aș vrea să discutăm puțin despre conceptul de neoavangardă la noi, în arta contemporană din anii 60-70, pentru că dumneavoastră sunteți și un specialist în avangarda românească. Cu atât mai bine vă puteți da seama în ce măsură se pune problema continuității sau a discontinuității, a rupturii între avangardă și ceea ce se numește neoavangardă în anii 70, mai cu seamă. Deci, neoavangarda a fost un fenomen, pe de o parte, de recuperare a avangărzii clasice, a avangărzii istorice, atât cea românească cât și cea europeană, și pe de altă parte deschiderea spre o serie de fenomene noi. Fenomene noi, cum ar fi happening-urile, deschiderea spre social, spre public, pe implicarea mai activă a publicului. Acest fenomen, să zicem, și al taberelor de sculptură, care recupera, într-un fel, lecția brâncușiană, că ați vorbit despre. De altfel, Brâncuș este în sine un artist singular, dar este legat și de avangardă. Mai puțin stilistic, cât prin anumite este un anumit tip de estetică, un anumit tip de artist, nu? Și modul de a reacționa în societate. Dar aici este un fenomen foarte interesant, că tot în paralel cu această neoavangardă au început să apară fenomenele de postmoderne, care postmodernitatea neagă într-un fel avangarda și revine la o serie de elemente manieriste, o serie de fenomene. Deci se revine la pictura de Chevalet, se recuperează elemente de istorie artei, de elemente note clasice ale istoriei artei, care sunt reinterpretate și puse într-un nou context. Și la noi a început să apară acest fenomen, eu care am ținut o comunicare aici la Institut în 87, despre neoavangardă și postmodernitate. Și am zis că e un fenomen firesc de apariția unor stiluri, începutul primitivismului unui stil, pe epoca lui clasică și manieristă. Și după această postmodernitate, se vorbește astăzi de o postmodernitate, care e faza primitivă a unui stil despre care nu știm ce va fi încă. Deci, cumva, neoavangarda intră și ea sub umbrela postmodernismului? Da, 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 de fapt a anunțat postmodernismul. Prin reluarea unor reluare de repetiție și reinterpretare. Dar pe alte coordonate. Pe alte coordonate, da. Și deci el a mers în paralel cu această recuperare a tradiției,
recuperarea avangărzii, dar e tot un fenomen de recuperare și de reinterpretare. Avangarda a devenit o tradiție. Tradiție, da. Da. Dar la noi, eu știu, raportul neoavangardei cu avangarda românească, cea istorică. Cea istorică e mai degrabă unul, eu știu, aproape inexistent. Mai mult documentar. Mai mult documentar. Poate și pentru că avangarda românească a fost destul de restrânsă, eu știu, ca rezonanță. Da, și a anii 20, practic. Pe urmă s-a diluat. E marea expoziție contemporană din 24 a fost fenomenul maxim. Când veneau și din străinătate, a expus și Paul Klee aici și mulți alții. Yves Tanguy și alți mari artiști. Da, a fost un eveniment remarcabil, da. acea expoziție. În schimb, neoavangarda privea mai degrabă către alte modele, către, eu știu, modelul pedagogic tip Bauhaus, pe care l-au practicat timișorenii. Da, și asta. Spuneați că învățământul artistic practicat la Timișoara era de avangardă pentru epoca aceea. Și da. Cumva superior ceea ce se făcea la București. În universitatea aici, de la București. Aici, când s-a înființat designul, atunci abia au recuperat această tradiție timișoreană și a de design, că unde era și Ion Bița. Pentru că aici era un învățământ academic de tip secolul XIX, în continuare, de foarte bună calitate. Dar era aceeași sistem care era și în secolul maestru, care pornește de la bazele învățământului artistic, de la aceste elemente de bază, care de mult la Timișoara de mult erau depășite. Și conduce artistul spre un stil personal, dar care rămâne foarte credincios tradiției. Și, de pildă, pentru că vorbeam de învățământul practicat la Timișoara, practic tot de membrii grupului Sigma, care apoi, spuneți dumneavoastră, au evoluat către un tip de demers al mitologiilor personale. Acest concept de mitologie personală a fost introdus, din câte țin minte, de Johannes Claders la expozițiile acestea celebre, Documenta, în 1972, unde a introdus acest concept de mitologie personală, mitologie individuală, individuale mitologii. Și timișorenii, poate instinctiv, după ce au părăsit acest colectivism, s-au mers spre personalitatea fiecăruia, s-a dezvoltat într-un mod original în aceste exibarea acestor mitologii individuale, care țineau de istoria personală a fiecăruia, de unii, ca și Ionică Rigorescu, și evoca familia, evoca istoria parcursului personal și așa mai departe. Deci s-au întors către sine, au părăsit colectivitatea, s-au întors către sine, în același timp cu un fel de autoreflexie. Autoreflexie, da. Care poate fi într-un fel pus în legătură tot cu postmodernismul? Da, într-un fel, da. Dar ei nu știau că, ca și domnul Jordan, nu știau că erau postmoderni.